Bun găsit! Vorbim despre luna plină, care are loc pe 25 ianuarie, pe axa Vărsător Leu. Cu soarele în Vărsător suntem în zilele Vărsătorului și cu luna Leu. Se poate spune că este o lună plină a Vărsătorului, care este foarte puternic marcat de intrarea lui Pluton și a soarelui în Vărsător. Deci este o lună plină șoc, în care mulți dintre noi pot simți mai mult decât altă dată că evenimentele mari și colective le ating viața personală sau se pot îngrijora în legătură cu ecourile evenimentelor din viața mare de pe planetă în viața lor personală. Ne punem problema viitorului. Asta face întotdeauna când planetele activează Vărsătorul, iar această lună plină cu atât mai mult. Ne punem problema viitorului în sensul de ceea ce facem acum duce la efectele pe care noi le dorim, pot fi atinse sau inhibate sau modelate, deviate efectele pe care noi le dorim, că ne străduim acum să facem lucruri în speranța că o să obținem niște rezultate. Aceste rezultate pot fi deviate de evenimentele mari, globale, care se întâmplă în jurul nostru și cum am putea avea un control asupra acestor lucruri, pentru că noi nu ne vedem de treabă, ne vedem de familie, ne vedem de muncă, da, și ne facem lucrurile bine pentru a ne ține zilele într-un fel sau altul, dar ce să vezi, poate că nu este suficient dacă, în general, lucrurile sunt foarte perturbate în jurul nostru și pe planetă. Deci, cumva, simțim că în plan personal sau în mic, ne ating lucrurile care se întâmplă în mare. Poate cu ocazia asta și vedem o legătură care există de la facerea lumii între ce este în exterior, este și înăuntru. Practic avem niște oglinzi și trăim într-o sală a oglinzilor, iar ce este în mic este și în mare. Aceleași principii guvernează atât viața personală, viața individului, cât și viața colectivității. Și începem să înțelegem că există niște legități subtile care într-adevăr fac ca marele și micul înăuntrul și în afară să fie în consonanță. Deci da, ne ating evenimentele care se întâmplă în exterior, chiar dacă nu direct. Dar da, ne ating și chiar dacă noi ne facem treaba bine, este posibil să nu culegem roadele, pentru că până la rod, contextul tot este schimbat. Și asta ne poate afecta abundența chiar sau siguranța. Da, este adevărat. Și atunci, această lună plină ne provoacă să vedem lucrurile dincolo de gardul nostru, pentru a înțelege într-un mod mai profund care sunt regulile, legitățile și principiile, forțele după care viața asta se întâmplă în mare și în mic, și pentru a ne racorda la niște legi mai înalte, acolo unde avem puterea să anticipăm și să modelăm lucrurile. Deci să ne meargă mintea și intuiția mult mai bine. Pentru berbeci este o lună plină care le poate pune problema grupului în care ei se află acum, dacă îi susține sau nu, dacă îi onorează sau nu, dacă îi reprezintă sau nu, indiferent că acest grup e mai mult din membrii ai familiei, un grup familial sau este un grup social. Ce caută ei? Sau care este acel grup lângă care ar fi bine să se lipească, astfel încât acțiunile lor să aibă ecoul scontat, să impacteze oameni, să aibă alături de ei prieteni. Ideea aceasta de prieteni adevărați și devotați, care să te înțeleagă și care să susțină cumva acțiunile și să-și stimuleze calitățile, îi preocupă foarte mult pe berbeci. Dacă nu îi vor găsi, nu vor merge singuri. Pe de altă parte, pot înțelege că ideile lor, munca lor, șochează anturajul din jurul lor. Poate nu-și găsesc neapărat locul, gândesc altfel decât ceilalți, poate pot părea ciudați și chiar șochează audiența. Dar de multe ori e formula care li se potrivește cel mai bine. Pentru tauri, este o lună plină care le dă de gândit și cumva e picătura chinezească care poate umple un pahar de nu mai convine. Nu mai vreau să fac parte, nu mai fac parte în sensul de dintr-o instituție, nu mai vor o anumită funcție, nu mai vor anumite responsabilități, nu mai vor să fie țapi spășitori sau să fie responsabili sau responsabilizați, nu mai vor poveri. Cu alte cuvinte, vor să se elibereze de ele. Povara poate să fie și o anumită tradiție, o anumită cutumă socială, constrângere familială,
angajamentul impus pe care l-au acceptat și nu vor să-l mai aducă la bun sfârșit sau să-l continue. Deci vor să se rupă și își dau seama cumva că stânjenerile lor pot fi generate de aceste angajamente, angajări și responsabilități pe care de fapt ei nu au vrut să și le ia, nu le recunosc și pot avea un moment în care spun stop, pe care să-l pună în practică. Pentru Gemeni, e o lună plină care îi ajută să înțeleagă dacă legătura lor, pentru unii gemeni, dacă legătura lor cu străinătatea are viitor. Lor le place să călătorească, mulți colaborează, fac drumuri sau colaborează cu persoane din străinătate, poate unii și cochetează cu ideea unei mutări sau șederi, poate unii chiar sunt afară. Dar acum au ocazia să se gândească dacă pe viitor mai vor acest context de contacte multiple, călătorii nenumărate sau dacă mai vor să stea pe afară. Își caută cumva locul sau își caută un viitor într-un loc prielnic și tatonează în țară, afară. Deci pentru unii o căutare geografică și această lună plină cumva îi apropie de răspuns. Care-i locul lor și unde au mai multe perspective? Pentru alții este o căutare intelectuală și au nevoie de noi valori și de nouă viziune de viață și s-ar putea să întâlnească pe cineva sau să trăiască un eveniment care le zgâlție destul de puternic un anumit concept, o anumită viziune. Pentru raci, ideea de colaborare materială cu de succes financiar este zgâlțuită la această lună plină și pot constata că pot face anumite lucruri, dar anumite lucruri nu le pot face cu un colaborator sau cu partenerul de viață. Zona relațiilor e foarte încărcată, sunt multe discuții și destul de tranșante și productive. Că se lămuresc că da sau că nu, oricum e productiv răspunsul pentru că este cel sincer. Și au multe conversații, pun multe întrebări, sunt foarte radicali, dar sunt foarte tranșanți. Nu mai vor să pierdă timpul și cumva își dau seama și ce câștigă și ce pierd în cazul unei rupturi, în cazul unei colaborări, în funcție de termenii colaborării, ce câștigă și ce pierd, cine ce dă și cine ce ia. Se lămuresc în legătură cu asta și foarte bine. Pentru lei este o lună plină care schimbă felul în care ei se arată lumii. Mulți lei pot hotărâ de acum încolo, eu voi face, voi fi, mă voi arăta, mă voi prezenta. Și pot face niște schimbări radicale. Cei care sunt grași pot slăbi, cei care sunt timizi pot fi foarte curajoși, cei care au fost superiori pot deveni prietenoși. Cumva fac niște schimbări de substanță pentru că au șansa să-și acceseze un profund al lor, înțelegându-se mai bine și aducând la suprafață alte calități, alte trăsături, altă dispoziție, care îi transformă total. În relațiile personale pot rupe definitiv și să uite că au fost alături de persoană dacă lucrurile escaladează. Dar stau bine pe colaborare profesională. Pentru fecioare, este o lună plină pe axa profesională care le poate schimba, ori le motivează, un statut nou profesional le motivează să facă lucruri foarte îndrăznețe și să ia să facă un pas în față, să se propună, să accepte eventual niște propuneri, să vină cu idei, să facă proiecte. Au acest curaj și cumva simt că dacă nu fac acest pas în față, viitorul lor profesional nu există. Dacă nu și-au un examen, dacă nu au îndrăzneala să fie mai vizibile, să fie în anumite cărți, nu au viitor. Și ori închid și se apucă de altceva, ori fac un pas în față și le este foarte limpede la acest lucru. Fecioarele care sunt mai preocupate de viață personală, calitatea vieții și îngrijire, sănătate, au ocazia la această lună plină să abordeze cu totul original și cu totul transformator ideea de însănătoșire, vindecare, îngrijire. Pentru balanțe, este o lună plină ce schimbă felul în care văd iubirea. Dacă până acum doreau un parteneriat în anumiți termeni de reciprocitate, de echitate, de egalitate, acum cumva pot schimba cumva registrul și pot simți că e important să se iubească pe ele însele, să facă lucruri care le bucură, fără să aștepte de la altcineva, că și singurătatea are darurile ei, da, le place să fie alături de altcineva, de o persoană, dar și singurătatea poate oferi momente minunate, de profunzime sau relația cu mediul, cu oamenii, în general, neapărat cu o persoană. Deci cumva schimbă
notele, nuanțele de iubire, lărgind cumva orizontul, astfel încât să înțeleagă că poate exista iubire și în alte contexte decât au crezut până acum. Pentru Scorpioni este o lună plină ce vizează îngrijirea personală și stilul de viață. Sunt mai multe elemente care pledează pentru asta în această perioadă, dar pentru că e o lună plină plutoniană, sentimentele pe care le au, trăirile pe care le au și deciziile pe care le pot lua, le poate schimba parcursul pentru următorii 20 de ani. Dacă fac o schimbare de dietă, de exemplu, îi va ține. Dacă schimbă un stil de viață, îi va ține. Dacă schimbă felul în care se gândesc la viața personală, confortul ambiental, casă, cămin, relații de familie, o să-i țină. Deci o iau pe o pantă care le schimbă viitorul pe termen lung. Iar în relațiile de familie și relațiile conjugale au niște limite peste care consideră că nu pot trece. Ei, aceste limite intră în transformare. Înțeleg că da, se pot transforma. Pentru săgetători este o lună plină ce vizează timpul liber, ocupațiile recreative și hobby-urile și pasiunile. Pot învăța lucruri noi. Mulți săgetători se întreabă încotro ia lumea asta nebună. Și pot fi foarte interesați să înțeleagă, studiind, citind, întâlnindu-se, purtând discuții și dezbateri, să înțeleagă vremurile pe care le trăiesc. Sunt preocupați filozofic aproape de asta. Poate unii sunt provocați de copii sau de relația cu persoane tinere sau de ce aud în jurul lor, de ideile noi care circulă și care le atinge cumva principiile după care ei se guvernează, regulile pe care le-au ținut până acum și le-au considerat valoroase, valorile pe care le-au și sunt atât de intrigați de aceste lucruri, indiferent care e meseria lor, că sunt părinți sau că sunt tineri sau că sunt bătrâni, pot fi foarte preocupați intelectual, filozofic de aceste noi și această lume nouă care este în schimbare. Unii săgetători chiar pot juca un rol, pot chiar să traduc aceste idei pentru alții care nu le înțeleg, dar cert este că sunt preocupați de ideile luminoi. Pentru Capricorn este o lună plină ce vizează investiții și bani. Atât cum să producă bani, exploatând poate alte talente sau preocupări pe care le au sau fiind mai îndrăzneți, negociind onorarul altfel și sunt mai curajoși în acest sens. Deci pe de o parte sunt preocupați cum să aducă bani, pe de o altă parte sunt preocupați ce să facă cu banii și în acest sens poate că multe din sau în viitor, pentru că această lună plină atinge viitorul, multe din planurile lor vizează un nou loc de muncă. Adică dacă bagă într-o casă, de exemplu, în casa aia se poate desfășura o activitate. Deci pot hotărâ ca cu banii acumulați, cu banii câștigați, de acum încolo să facă niște lucruri care să rămână după ei. Pentru vărsători este o lună plină ce îi vizează direct și ține de personalitatea lor. Pot avea o trezire după un coșmar sau după un somn lung și cu o inerție grea și foarte mulți vărsători se pot cumva scutura de o dificultate, de o greutate, de o apăsare care poate nu era generată de o situație de viață grea de care acum scapă miraculos, ci cumva o acumulare, o steneală așa acumulată, de care se pot scutura la această lună plină și pot lua hotărârea de a avea o altă animație și un alt aport, un alt rol în mediul lor. În familie țin foarte mult la confort, la locul lor din casă, deci trebuie să-și creeze un colțișor al lor. Altfel se simt stingheri sau simt că nu e casa lor. Deci au nevoie de un colț al lor, acolo unde ei simt că își încarcă bateriile, de un ritual de viață care să le schimbe cumva și calitatea energetică și vor milita pentru asta. Pentru pești este o lună plină ce vizează lăsarea în urmă a unor poveri. Nu toate lucrurile sunt rezolvabile. Asta nu înseamnă să le trân după noi în speranța că vă găsi soluție. Ori acceptă peștii că unele lucruri așa rămân. Țin de viață, țin de destin, țin de inteligența vieții pe care poate nu o pătrundem acum și unele lucruri se întâmplă așa cum trebuie să se întâmple, pur și simplu, până când învățăm mai mult și înțelegem mai mult.
Deci sunt anumite aspecte pe care nu le pot rezolva. E, această neputință trebuie să o proceseze. Are legătură și cu ei, cu limitele lor, dar are legătură și cu prosturile mari ale vieții, care sunt indescifrabile încă pentru mulți dintre noi. Deci mai multă acceptare, care aduce vindecare și atunci seninătate în viață. Să ne fie bine tuturor!